Dragi prieteni, m-am trezit foarte rock în dimineața asta. Probabil pentru că de o vreme ascult Rock FM. Și de asta, rețeta de astăzi e dedicată băieților care s-au gândit și care fac Rock FM. Salutare, Hrubi. Noi ne știm de foarte mulți ani, dar din 2003, când ne-am auzit prima oară la telefon și până prezent, nu prea am mai avut ocazia să ne întâlnim, așa că poate ar fi bine să bem o bere împreună. Dragi prieteni, astăzi, pentru că suntem după Paști, Hristos a înviat, așa am fost informat, o să facem o salată. Pentru că ați cam băgați acum de Paști, ați mâncat o grămadă de lucruri, care mai de care mai complicate, mulți dintre voi. Și știu că acum vă trageți așa ușor piciorul după voi către o salată. Către o supiță, câte o treabă, mai, cât de cât mai ușurică așa, da? Astăzi o să facem o salată cu rucola, cu ciuperci, tăi roșii, o salată ușoară, cum spuneam, acrișoară, înnobilată la final, cu câteva așchi de parmezan! Am o întreagă orchestră în voce astăzi. Am pe masă rucola! Ciuperci! Proaspete, da? Câteva roșii cherry! Ulei de măsline extra virgin, aceto balsamico, oțet aromatizat, sare, un pic de peperoncino pentru că așa vreau eu, câteva miezuri de semințe, de floarea soarelui și așa cum vă spuneam la final, o bucată de parmezan din care o să tăiem așchii. Înainte de toate, hai să vorbim un pic despre ciuperci! Dragi prieteni, ciupercile proaspete sunt numai bune în salată. Dar aveți mare grijă cu următoarea problemă. Dacă ciuperca voastră pe care o găsiți în frigider n-are suprafața foarte curată și albă, ei bine, nu e momentul să băgați ciupercile sub jet de apă. Pentru că ele se vor umple de apă și vor deveni neplăcute. Și atunci, dacă sunteți convinși că ciupercile voastre, ciupercile pe care voi le aveți în momentul în care vă apucați de salată, nu sunt 100% proaspete, cel mai simplu ar fi să le luați primul strat de piele de deasupra și cam asta ar fi toată curățarea ciupercii, pentru că în rest, așa cum vă spuneam, dacă le spălați, aveți toate șansele să le umpleți de apă. Când ciupercile sunt într-adevăr proaspete și au doar urme de țărână pe deasupra, ideea de bază ar fi să le ștergeți cu o bucată de hârtie de bucătărie, prosop de bucătărie, și să le folosiți ca atare. Deci, așa cum am aflat și eu de la băieți mai deștepți decât mine în ale bucătăritului, ar fi bine să nu spălați ciupercile. Cum spunem noi asta la Rock FM? Nu spălați ciupercile! Am curățat între timp ciupercile, da? Și nu fac decât să le tai în funcție de mărimea lor în câteva segmente. Asta decideți voi cum e mai bine pentru voi, la voi în castron. Eu o să le tai nu foarte mari, pe cele mici o să le tai doar în sferturi, pe cele mai mari cele în câte 6 sau 8 bucăți, cum ar fi astea, da? Simplu, simplu, simplu. Pentru că vreau să găsesc bucățile de ciupercă mai târziu în salată, să-mi fig fulculița în ele și să mă bucur de gustul lor foarte, foarte interesant. Și asta ar fi ciupercile. Roșiile cherry maximum pe jumătate tăiate, pentru că la fel vreau să le găsesc mai târziu aici în farfuria cu salată, vreau să mă bucur de gustul lor și dacă le tai mai mărunt am toate șansele să pierd sucul din ele, să se împrăștie prea tare în restul salatei. Foarte simplu! Foarte simplu! Foarte simplu! Dragilor și frumoșilor! Vin acum cu frunzele de rucola. Dacă găsiți și mai mari, ar fi bine să le mai rupeți. Da, cel mai bine ar fi ca la o salată să folosiți frunze tinere de rucola, cât mai tinere. Vă spuneam că găsiți rucola în magazinele de pe lângă voi. Deja, rucola e un element destul de comun prin magazinele din București, cel puțin. O frunză acrișor amăruie. Rocket! Rocket! Ah, cât de frumos sună! În engleză așa o cheamă asta. Rocket! Care are o notă absolut sublimă în combinație cu carnea de vită, în combinație cu alte legume proaspete și mai ales în apropierea parmezanului.
și împreună cu oțetul aromatizat, da? Bun, cam astea ar fi ingredientele principale care au intrat în salata mea și acum, un pic de sare. Hai să dăm gust nebuniei. Un pic de sare, un pic de piper, proaspăt măcinat. Pentru că vreau eu și numai pentru că vreau eu și dacă vrei și tu, e cu atât mai bine. Dacă ești un rocker adevărat, îți place iute. You like it hot, hot, hot! Un pic de peperoncino și înainte de ulei, aceto, oțetul aromatizat, care, atenție, nu în cantitate foarte mare, pentru că devine neplăcut, ar fi bine să ajungă pe ciuperci înaintea uleiului. De ce? Pentru că în felul ăsta, ciuperca va înmagazina aromele a oțetului și se va bucura de ele înainte să primească și, cum să vă spun eu, binecuvântarea uleiului extra virgin de măsline, da? Și atunci, prima aromă pe care o primesc ciupercile este aceea de oțet bun și aromatizat. Ar fi acum momentul să punem și miezurile de semințe, prima tranșă, pentru că vom mai pune câteva la sfârșit. Miezurile astea sunt de natură să vă creeze o întâmplare crocantă în farfurie. Să le găsiți odată cu frunzele de rucola, cu bucățile de ciupercă sau cu bucățelele de roșie, să aveți ceva crocant între dinți atunci când luați o lingură de salată. Și uleiul la final. Ulei bun, ulei de salate, ulei de măsline. Chiar, oare de ce nicio trupă din lumea asta n-a compus un cântec despre olive oil? Dacă știți o melodie rock care vorbește despre uleiul de măsline, să-mi dați și mie de veste că stare curios. Da? Bun. Aproape de final, suntem cu ingredientele pe farfurie. On your plate, motherfucker! Hai să vedem. Uite, eu zic că arată bine. Dacă vreți neapărat un pic de focaccia sau puțină pâine prăjită, dacă n-aveți focaccia la îndemână. Și, cum spuneam, parmezan. De ce nu pun parmezan ras? Pentru că îmi place să găsesc bucățile astea mai măricele în salata mea, da? Se cheamă shavings, așa le veți găsi în alte rețete. Bineînțeles că folosesc un peeler, un peeler de legume la chestia asta, pentru că m-am obișnuit așa. Sigur că cei familiarizați cu brânzeturile și uneltele olandeze de mâncat brânza știu că există un cuțit special pentru tăiat parmezan. Da, eu zic că după un paște destul de indigest, o salată de genul acesta, cu încă vreo 7-8 miezuri de semințe la final, e de natură să vă bucure, să vă trezească la realitate și să vă repună în proiectul ăsta numit Primăvară, pe care încă îl savurăm și de care încă ne bucurăm cu mare drag. Ne vedem data viitoare! Rock on!